Primarul municipiului Roman Laurențiu Leureanu și-a făcut un bun obicei de a recepta semnalele critice ale presei, care la rândul ei le primește de la cititorii sau telespectatorii ei. Un prim semnal a fost cel legat de transformarea în WC-ul public a unor porțiuni stradale, așa cum se întâmplă de ani de zile în zona laterală a Casei de Cultura Sindicatelor și în gangul care separă restaurantul SEI de blocul multietajat în care se găsește supermarketul Profi. Am făcut acolo, să știți, de câteva ore anul ăsta, probabil ați văzut, și voi face. Deci, de fapt, e aleea aia îngustă, nu? Da, o să discutăm și dacă nu astăzi, poate mâine va fi chiar și de eu încerc să vedem și astăzi. Dacă nu, mâine dimineață încercăm să rezolvăm. Un al doilea semnal despre aceeași problemă a venit de la telespectatorii postului Roman 24, care semnalează mizerie și vegetație cât statul de om în laterala clinicii MedClass din strada Cea Rosetti. A, dar acolo e o zonă privată, nu putem noi intra, e o grădină. Putem doar să facem, le-am făcut somații, le-am dat amenz, acolo am avut, avem o întreagă problemă. Este un teren care aparține unui executant imobiliar, a unui din București. Am avut grupuri de romi care s-au adăpostit acolo cu mizerie, am igienizat, am curățenie. I-am chemat, le-am dat amenz. Voi atrage din nou atenția. Știu despre ce este vorba. Este bine că autoritățile publice locale sunt receptive la semnalele critice primite de la cetățeni prin intermediul presei. Păcat este însă că o parte din concitadinii noștri dau dovadă de carențe educaționale serioase, folosind în mod curent gangurile publice și locurile mai izolate pe post de toaletă publică.